Bună ziua! Doamna Natalia Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni, este invitată mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna ministru, și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru și că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, vă mulțumesc pentru această posibilitate de a fi împreună și de a purta un dialog pe temele de interes ale celor care ne urmăresc. Un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a decedat aseară, iar altul a fost grav rănit după un atac terorist care a avut loc noaptea de luni spre marți seară. Ce informații aveți dumneavoastră legate de acest eveniment? Din păcate, am primit cu multă tristețe această veste și de la bun început vreau să transmit condoleanțe familiei îndoliate și observăm cu toții a fi diplomat, a munci într-o misiune în afara granițelor țării nu presupune doar partea de reprezentare a țării, ci presupune și anumite riscuri pe care de cele mai multe ori cei care muncesc în acest domeniu le întâmpină și chiar până la prețul vieții. Este o tragedie. Așa cum știm cu toții, Ministerul Afacerilor Externe se ocupă de acest caz, chiar și de repatrierea trupului neînsuflețit și a celorlalte persoane care lucrează în misiune și care necesită asistență medicală și care pot fi transportați acasă, dar și de identificarea unei noi locații pentru ca personalul care muncește în această misiune să-și desfășoare activitatea în siguranță. Este o tragedie, din păcate, întreaga lume este zbuciumată și este riscul și acestei meserii, care este o meserie frumoasă, nobilă, dar ca orice domeniu de activitate presupune și mult risc. Dar credeți că într-adevăr acest atac a vizat țara noastră sau a fost ambasada României o țintă mai ușoară de Este o zonă accesat? De conflict. Mai multe informații le dețin colegii din Ministerul Afacerilor Externe. Am contactat în cursul zilei de ieri, i-am contactat și noi, ni s-au transmis informații atât cât s-a putut transmite, de celelalte informații le dețin colegii noștri pentru că ei gestionează această activitate. Suntem în permanență legătură cu Ministerul Afacerilor Externe, pentru că de foarte multe ori când cetățeni români aflați în dificultate, nu este cazul acestei spețe, de foarte multe ori, având noi denumirea Ministerul Românilor de Pretutindeni, suntem primii care sunt contactați, crezând că este în area noastră de responsabilitate. Și de foarte multe ori când cetățeni români care sunt implicați în accidente sau care întâmpină alte probleme, ne contactează în primul rând pe noi și de fiecare dată ținem legătura poate și cu din cauza denumirii de la Ministerul Afacerilor Externe, pentru că este atribuția acestora, dar asta nu înseamnă că noi suntem nepăsători, dimpotrivă. Încercăm să sprijinim prin ceea ce putem noi din punct de vedere legal. Și de foarte multe ori, de multe cazuri, cazuri delicate prin care trec românii noștri în afara granițelor, aflăm de la dumneavoastră, de la reprezentanții mass media și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ne ajutați, ajutați statul român prin notificarea acestor cazuri. De cele mai multe ori, să știți că cetățenii sună înspre reprezentanții mass media. Mă rog, și în momentele acelea de agitație, de necaz, încearcă fiecare să vadă de unde aș putea să obțin mai repede un sprijin. Dumneavoastră sunteți totodată și unul dintre vicepreședinții Partidului Social Democrat. Cum arată Partidul Social Democrat acum, după schimbarea liderului, după încarcerarea lui Liviu Dragnea? Ce s-a schimbat? S-a schimbat ceva în Partidul Social Democrat? Eu aș compara Partidul Social Democrat cu pasărea Phoenix, care de fiecare dată a avut puterea să renască, indiferent de greutățile sau de dificultățile prin care a fost nevoit să treacă. Suntem o echipă de oameni puternici, avem foarte mulți colegi tineri, de fapt din cadrul organizației de tineret am pornit și eu în activitatea politică, avem o organizație de femei de asemenea foarte implicată, serioasă, conștiincioasă, se sunt toate doamnele din cadrul partidului și nu în ultimul rând persoanele cu experiență, organizația pensionarilor.
ne pregătim pentru campanie electorală, muncim, așa cum am muncit de fiecare dată și ne dorim să câștigăm alegerile prezidențiale. Ne dorim să ducem mai departe guvernarea, să nu-i dezamăgim pe cetățenii care în 2016 ne-au acordat un vot și un scor, știm cu toții, un scor foarte bun în alegerile parlamentare, indiferent de dificultățile prin care trece guvernul, că unii se supără și pleacă, eu cred că este foarte important să nu-ți dezamăgești cetățenii. Desigur, sunt încă multe lucruri de făcut, dar nu putem spune că acest guvern nu a făcut nimic. E foarte important să mergem mai departe, atât cât acest guvern ține. În momentul în care va fi o moțiune și Parlamentul decide că acest guvern nu trebuie să mai continue, altceva. Dar până în momentul de față, eu cred că, indiferent de greutățile, dificultățile pe care le întâmpinăm, trebuie să mergem mai departe și să ducem la bun sfârșit programul de guvernare cu care noi am câștigat alegerile în 2016. Revin la întrebarea mea. S-a schimbat ceva în Partidul Social Democrat după încarcerarea lui Liviu Dragnea? Schimbarea unui lider... Este un partid mai unit acum? Este mai... Dintotdeauna am fost uniți și încercăm să păstrăm această unitate. Nu pot spune că în momentul în care neapărat s-a schimbat un lider, s-a schimbat în totalitate partidul. Sunt membru al Partidului Social Democrat de foarte mulți ani. Pe vremea când domnul Adrian Năstase era președinte, apoi Mircea Joană și așa mai departe. Partidul a rămas unit, indiferent de dificultățile prin care acesta a trecut. De momente bune, de momente mai puțin bune, am rămas uniți, am rămas o echipă unită. Acum partidul a rămas singur la guvernare, pentru că ALDE s-a retras și a retras și miniștrii, mai puțin unul singur. Cum se va desfășura în perioada următoare, cum va avea loc, vor avea loc ședințele de guvern sau vor avea loc ședințe de guvern în perioada următoare? Că știm, trei ministere practic nu au conducere. Aceste aspecte le vom vedea. Ieri a fost o ședință pregătitoare de guvern. Vom vedea când va fi următoarea ședință de guvern. Doamna Dăncilă, ce este... v-a informat? Nu am avut o discuție personală cu doamna Dăncilă. Important este ca fiecare dintre noi, fiecare coordonator al unei instituții, ministru, să își ducă la îndeplinire sarcinile pe care le are. Și în aceste zile noi suntem foarte preocupați și implicați în evenimentul ce va începe de mâine, din data de 5. Practic, de astăzi ne ajung peste 120 de participanți. Vă referiți la forumul, Românilor de Pretutindeni, peste 120 de participanți din diferite țări ale lumii, începând din Statele Unite ale Americii, Europa, cei mai mulți participanți, comunitățile istorice, Ucraina, Moldova, dar avem Albania, de asemenea Israel, avem participanți din Africa, avem participanți din Australia. Ceea ce e un lucru extraordinar, din 2014 nu s-a mai organizat o astfel de întâlnire. Este un bun prilej pentru ca românii noștri de pretutindeni, cei care reprezintă asociațiile românești, dar și reprezentanții mass media în limba română, de a veni acasă, de a schimba opinii, de a identifica alături de ceilalți români problemele cu care aceștia se confruntă și, bineînțeles, prin prezența doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă și a colegilor din guvern, de a veni cu soluții concrete pentru aceștia. Ce include agenda forumului? În primul rând am propus organizarea unor dezbateri pe temele de interes. Principala temă de interes este educația și este și principala prioritate a Ministerului Românilor de Pretutine. De fapt, așa, pe scurt, am să profit de această oportunitate și am să explic încă o dată care este atribuția Ministerului Românilor de Pretutindeni. Până în 2017, această activitate dedicată românilor de pretutindeni a fost organizată la nivel de secretar de stat, de departament, fie în subordinea primului ministru, fie în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. La un moment dat s-a constituit acest departament sub conducerea unui ministru delegat. Din 2017, având în vedere
numărul mare al românilor din afara granițelor, s-a decis realizarea unui minister de sine stătător. Principala sa atribuție acestui minister este derularea programelor prin intermediul cărora se păstrează identitatea românească pretutindeni în lume. Și când mă refer la programe, mă refer prin bugetul acestui minister, avem o sumă dedicată mediului asociativ care aplică pentru aceste programe și această sumă este mai mare de 50% decât suma alocată proiectelor proprii realizate de către noi, de către departamentul de specialitate, de strategie în principal, pentru păstrarea identității. Însă, pentru că vorbeam de problemele cu care românii din afara granițelor se confruntă, rolul acestui minister este de a fi o umbrelă care să adune toate proiectele, programele din partea tuturor ministerilor care sunt de interes pentru românii din afara granițelor și în a îi informa pe aceștia. Acum, prioritatea, v-am spus, este educația și una dintre temele de dezbatere va fi pe domeniul educației. În primul rând, sunt interesați de extinderea cursurilor în limba română în afara granițelor. În momentul de față, există cursurile în limba română desfășurate prin Institutul Limbii Române, care este în subordinea Ministerului Educației și noi, ca minister, în deplasările pe care le-am avut în afara granițelor, am încercat și de cele mai multe ori am și reușit să găsim deschidere din partea autorităților locale, din țările de rezidență, de a extinde aceste cursuri și de a fi realizate chiar în școlile unde învață copiii românilor, pentru că în afara granițelor avem sute de mii de copii care s-au născut în țările respective și care, a căror părinți sunt români. Ori, în principal, legătura cu țara, cu România, se realizează prin intermediul familiei și prin intermediul celor care au rămas acasă, dar și prin intermediul mass-mediei în limba română. Mulți dintre ei își doresc să se întoarcă acasă. Marea majoritate acestora, în momentul în care au plecat din țară, nu au plecat de bine, dar au plecat cu dorința ca la un moment dat să se întoarcă acasă. Iar pentru întoarcerea acestora acasă, e foarte important ca ai lor copii să beneficieze de cursuri în limba română, în momentul în care decid să vină în țară, să se poată integra mai ușor în sistemul de educație din țara noastră. De aceea, extinderea acestor cursuri, pe lângă cursurile pe care noi le finanțăm, școlile duminicale, pe lângă culte, dar și școlile realizate de mediul asociativ românesc, reprezintă o prioritate. De asemenea, realizarea unor manuale și unor auxiliare didactice adaptate la nevoia copiilor născuți în afara granițelor, prin sprijinul profesorilor care predau în limba română în afara granițelor, dar și prin sprijinul experților din cadrul Ministerului Educației Naționale. Problemele cu care ei se confruntă privind echivalarea diplomelor de studii. Apoi, ne-au solicitat să încercăm să informăm Ministerul Educației și vom profita de această ocazie privind modificarea metodologiei privind admiterea în sistemul de învățământ preuniversitar și postuniversitar. Statul român, prin intermediul Ministerului Educației, acordă anual aproximativ 5.000 de burse pe sistemul preuniversitar-universitar pentru elevii etnici români și nu numai, pentru românii din afara granițelor. Ori până în urmă cu câțiva ani, această modalitate de selecție era la fața locului, prin sprijinul misiunilor diplomatice. Acum se realizează această selecție prin intermediul mediului online. Și foarte mulți acuză dificultăți în partea aceasta de selecție și și-ar dori să revină la modalitatea dinainte. Am considerat că este un bun prilej ca aceștia să-și expună direct toate aceste probleme către colegii noștri, reprezentanța ai Ministerului Educației, care vor fi prezenți aici. De asemenea, vom avea și prezența Ligii Studenților Români din Străinătate. Sunt tineri foarte activi, sunt tineri care ei au ales să studieze în străinătate, dar în discuțiile purtate cu aceștia, marea majoritate își doresc să se întoarcă acasă după finalizarea studiilor și să profeseze aici. Câți tineri fac parte din această ligă? Aproximativ 40.000 de tineri. O cifră mare, destul de mare. O cifră mare, da.
Foarte mulți dintre ei au ales să studieze în afara granițelor, nu neapărat reproșând ceva sistemului de educație din România. Foarte mulți dintre ei pentru a-și câștiga o experiență nouă. Dar m-am bucurat să constat că mulți își doresc să revină acasă folosindu-se de experiența pe care și-au acumulat-o. Iar aici, pe anumite zone, pe anumite spații, unii dintre ei întâmpină dificultăți cu echivalarea diplomelor de studii la întoarcere. Sunt anumite alte țări unde aceste dificultăți nu prea există. Și atunci, pentru cazuri concrete, din nou este foarte bună această discuție. Deci, practic, va fi o discuție pe partea de educație și la această discuție vor participa și reprezentanții cultelor, care sunt foarte implicați, atât cam toate bisericile sunt implicate în partea aceasta de educație. Din partea Ministerului Educației va veni cineva? Da. Știm că acum nu avem ministru, din păcate. Va veni un domn secretar de stat care va fi prezent pe întreaga durată a acestor discuții. Vom avea am pus noi o perioadă, să zic așa, cam 2-3 ore de discuții pe aceste teme ale educației. Apoi, un alt domeniu de interes pentru aceștia sunt discuțiile legate de drepturile, libertățile acestora, în special în Uniunea Europeană. Am mai văzut și noi anumite cazuri. E foarte importantă informarea acestora. În acest sens, am demarat, e al doilea an, 2019, când se derulează o campanie națională de informare. Informare acasă, siguranță în lume. Această campanie este sub înaltul patronaj al doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă. Suntem parteneri cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, deci cam toate instituțiile abilitate și de interes pentru cetățenii din afară. Ce presupune această campanie? Am văzut cu toții în ultimii ani câteva fenomene care au crescut, nu numai, dar în special în Uniunea Europeană, unde avem cele mai mari comunități, și anume fenomenul sclaviei moderne și a traficului de persoane. Când se întâmplă să cadă pradă acestor fenomene? În primul rând, românii care pleacă din țară și care nu pleacă cu informație suficientă. Și atunci am demarat această campanie națională de informare, desfășurat în 2018 și acum, chiar în această săptămână, se încheie a doua etapă, structurată pe două paliere. În prima parte a anului, în luna mai, prin sprijinul colegilor de la Ministerul Educației și a inspectoratelor școlari județene, am fost prezenți în toate județele țării, am discutat cu președinții consiliilor elevilor, clasele 11-a 12, dar și cu liderii studenților, rugându-i ca toate informațiile pe care ele asimilează să le transmită mai departe în cadrul fiecărei instituții de învățământ. Și anume, cât este de important în momentul în care decizi să călătorești, să studiezi sau să muncești pentru o perioadă de timp mai scurtă în străinătate, să ai o asigurare medicală. Avem foarte multe cazuri de români, suntem sunați ulterior de familiile acestora care, din păcate, unii au decedat. Costurile de repatriere sunt foarte mari, nu aveau asigurare, costurile unei asigurări costurile nu sunt mari și e foarte important ca în momentul în care decid, chiar și pentru o călătorie, să nu plece din țară fără această asigurare medicală. Asigurare de călătorie, mă rog, beneficiază și de servicii medicale. Apoi, cât este de important ca în momentul în care decid să facă acest pas, să își culeagă câteva informații. În țara unde merg, unde este sediul misiunii diplomatice, câte consulate generale am, care sunt numerele de telefon unde aș putea să sun în caz de urgență, trebuie sau nu trebuie să am un cost suplimentar la telefon. Deci toate aceste aspecte noi le spunem. Să cunoască câteva din aspectele importante cu privire la legislația țării respective, dar și drepturile de care ei pot să beneficieze. M-am bucurat săptămâna trecută când am fost într-o deplasare în Cipru, chiar la invitația omologului meu pe forumul care l-au avut ei pe diaspora, să constat în compania noastră națională Tarom, pliantele noastre pe această campanie erau prezente și vreau să le mulțumesc pentru acest sprijin. De fapt,
implicarea tuturor, a dumneavoastră, a reprezentanților mass media, a societății civile, a instituțiilor statului, au contribuit ca în anul 2019, din informațiile pe care le-am avut de la Ministerul Afacerilor Externe, 40% din numărul celor care au plecat în afară nu au plecat fără să întrebe, fără să culeagă informații referitoare la țara unde doresc să călătorească, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că nu am mai avut atâtea cazuri cum le-am avut în anii trecuți semnalate cu români care munceau, erau, li se luaseră documentele și munceau efectiv ca sclavi în anumite zone, chiar și din Uniunea Europeană. Deci, cunoașterea drepturilor și obligațiilor reprezintă o altă temă de discuție, dar și facilitățile oferite din partea Ministerului Afacerilor Externe prin serviciile consulare, faptul că aceste taxe consulare s-au eliminat și cum în momentul de față s-a facilitat cumva și accesul lor, în sensul că există aceste programări online, nu mai e cum era odată când trebuia tehnologia să mai a evoluat. Da, la COS și așa mai departe. Numerele de telefon prin intermediul cărora ei sunt în contact cu cetățenii care se află în dificultate. Deci vom discuta de toate aceste aspecte legate de activitatea consulară. Apoi vom discuta despre proiectele, programele pe care Ministerul Afacerilor Externe le derulează, dar și proiectele, programele pe care Ministerul pentru Românile Pretutindeni le derulează, în principal modalitatea de accedere spre finanțare din partea statului român. Și pe această cale vreau să profit, am demarat etapa a doua a sesiunii de finanțare. Cererile de finanțare se pot depune până în data de 13 septembrie, așa că invităm pe toți cei care doresc. Am rămas mai puțin de o săptămână? Da, îi invităm pe toți cei care doresc să depună o cerere de finanțare pe domeniile pe care noi le finanțăm. Am spus educație, cultură, spiritualitate și tradiție, culte, mass media în limba română, dar și mediul asociativ și aceste campanii, îi invităm să fie active așa cum au fost de fiecare dată. Și de spuneați, asemenea, da, vă ascult. Îi invităm să ne fie parteneri și în diseminarea tuturor informațiilor care vin în sprijinul cetățenilor. Și în acest sens aș exemplifica o altă campanie pe care o ducem alături de Ministerul Afacerilor Externe. De fapt, facem parte din acea comisie specială în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, Comisia pentru Brexit. În ultimul timp primim tot mai multe semnale din partea românilor din Marea Britanie cu privire la ceea ce se va întâmpla. Ați văzut, încă apele sunt agitate în Marea Britanie, dar le suntem alături. Și în acest sens, în cursul lunii septembrie, vom avea o deplasare alături de colegii de la Ministerul Afacerilor Externe, de colegii din partea misiunii diplomatice din Marea Britanie, dar și ai misiunii diplomatice din Marea Britanie, deci din România, cu care avem o colaborare foarte bună. Vom fi în zonele unde avem cele mai mari comunități cu români în Marea Britanie și încercăm să le fim aproape în tot ceea ce înseamnă completarea privind obținerea unui nou statut pe home office. Și mă bucur că în această campanie s-au alăturat români care sunt reprezentativi în comunități, chiar avocați, care au spus că ei voluntar se vor pune în sprijinul cetățenilor români care se vor afla în dificultate. Deci vom avea și această campanie de informare în Marea Britanie, dar noi încercăm să diseminăm tot ceea ce apare noutate. Am și deschis o adresă prin care suntem în legătură cu românii din afara granițelor, brexit@mprp.gov.ro. Și tot ceea ce primim, informații, întrebări, acolo unde necesită intervenția colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe, suntem în permanentă legătură cu aceștia. Dar spuneați dumneavoastră, Adina Auri, că discutați cu românii din afara granițelor și mulți vă spun că vor să se întoarcă în țară. În fiecare zi, statisticile ne arată că România scade și tot mai mulți români, iată, pleacă în afara granițelor, în afara țării. Cum vă explicați dumneavoastră acest fenomen? Sunt români care pleacă, dar sunt și foarte mulți români care se întorc acasă. E normal să existe această mobilitate. Dar putem să-i aducem acasă?
Da, și vă spun... Cum? În primul rând, prin proiectele, programele pe care Guvernul României le pune la dispoziție. Știți, în discuțiile pe care le-am avut cu foarte mulți cetățeni români, tot timpul îi întreb ce i-ar determina să se întoarcă acasă. Acum, vorbim de mai multe categorii. Vorbim de românii care au plecat înainte de 1989, care au deja familii, care unii dintre ei au nepoți în străinătate. Și cărora le e mai greu, da, înțelegem, mai greu să se întoarcă acasă. Însă, dau un exemplu. Iar din județul de unde eu provin, județul Hunedoara, o familie s-a întors după 32 de ani acasă și venea chiar din Statele Unite. Și a muncit la Metropolitan Museum, a avut o funcție de reprezentare în cadrul acestui muzeu și la sfârșitul carierei, în semn de respect, colegii au ajutat această familie și și-au deschis un muzeu al textilelor chiar în comuna Băiță. Este un muzeu foarte vizitat și la deschiderea acestui muzeu a fost prezent ambasadorul Statelor Unite din România, în semn de respect pentru activitatea pe care această familie, munca pe care a desfășurat-o în afara granițelor. Deci avem și astfel de exemple. Apoi, vorbim de românii care au plecat după 1989 și în special vorbim de românii cei mai mulți care au plecat în Uniunea Europeană după ce a existat această posibilitate, după ce am aderat la Uniunea Europeană. Foarte mulți români, așa cum am spus, au plecat din țară nu de bine. Au plecat în căutarea unei speranțe, unui loc de muncă mai bine plătit, a stabilității, a siguranței, tot ceea ce ține de bine, de binele unei familii. Cu trecerea timpului, în țară s-au făcut eforturi și acest lucru nu neapărat că spunem noi guvernanții, dar am aflat și din partea unor români care nu au mai venit de mult acasă, dar am aflat și din partea oficialităților care au participat în anul acesta la evenimentele pe care și noi pentru prima dată, apropo, suntem singura țară din Uniunea Europeană care am organizat evenimente dedicate diasporei cu ocazia președinției, deținerii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Și foarte mulți dintre ei au fost foarte încântați și au revenit nu doar la întâlnirea oficială pe care ne-am avut, și au dorit să revină și la întâlnirea, în celelalte întâlniri care le-am avut la nivel de expert. Și toți spuneau, wow, România este altceva decât ceea ce încearcă unii alții să o prezinte. Deci faptul că în România s-au făcut lucruri bune, așa cum am spus, desigur, e loc de mai bine, îi determină pe românii noștri să se întoarcă acasă. Și acum aș da câteva exemple de proiecte, de programe care au fost realizate din partea Guvernului României. În primul rând, Startup Nation. Startup Nation este un program de finanțare pentru cei care doresc să-și întemeieze o afacere cu o sumă până în 40.000 de euro. Este dedicat tuturor românilor, atât românilor din țară cât și românilor din afara granițelor. Iar noi am încercat să diseminăm această posibilitate. Chiar am avut o discuție cu colegul meu, cu Radu Oprea, și mi-a spus că a constatat față de 2017, în 2018, a crescut foarte mult numărul românilor din afară care au aplicat și care au afaceri foarte frumoase, le vizitează, ne aduce și nouă la cunoștință aceste exemple de succes și încercăm și noi să promovăm. Apoi, Diaspora Startup. Este o sumă identică, acest proiect este derulat prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene. Un alt proiect de succes. Aș merge mai departe prin a spune că și legea salarizării unitare i-a determinat pe foarte mulți cetățeni să se întoarcă acasă. Și în primul rând vorbesc aici de medici, vorbesc de elită. În momentul de față, medicii, salariile care le câștigă în România sunt aceleași salarii cu medicii din multe țări din Uniunea Europeană unde ei au ales să trăiască. Desigur, pe lângă aceste salarii, ei au nevoie de condiții mai bune în unitățile unde se desfășoară activitatea. Pe care în România, din păcate, nu prea le găsesc. Da, dar anul acesta a fost declarată prioritate infrastructura. Și când spun infrastructură, mă refer la sistemul de sănătate. Au fost cei mai mulți bani alocați pentru dotarea, utilarea spitalelor din România și tot ceea ce înseamnă infrastructură, începând de la drumuri, autostrăzi, apă, canalizare, sistemul de educație, investiția în unitățile de învățământ. Deci, inclusiv această lege a salarizării unitare și-a dus contribuția la încurajarea
românilor de pretutindeni de a veni acasă. Toate celelalte facilități acordate întreprinderilor mici și mijlocii, parte de angajare, primele de angajare, reconversia profesională, sunt măsuri prin care noi și eu personal mi-aș dori cât mai mulți români să se întoarcă acasă. Desigur, pentru cei care nu-și doresc să se întoarcă acasă, aici intervine atribuția principală a ministerului nostru de a le veni în sprijin să-și păstreze identitatea acolo unde au ales să trăiască, să muncească. Și un alt aspect pe care eu îl consider foarte important, care am încercat în această perioadă de când dețin acest portofoliu alături de colegii mei din minister, a fost acela de a face cunoscuți pe toți românii noștri, care sunt foarte, foarte mulți români care scriu istorie și care, de fapt, ei reprezintă adevărata imagine a românilor noștri de pretutindeni. Fie că vorbim despre de diaspora, care, din păcate, nu prea se vorbește. Deci, noi am încercat, anul trecut am avut un eveniment 100 pentru România. Am încercat să selectăm și a fost chiar foarte greu, câte un român pentru fiecare an al centenarului. Am fost în țările de unde ei provin, i-am premiat și am făcut evenimentul de final, acea gală la Ateneul Român, pe finalul anului, înainte de Ziua Națională, când am invitat și reprezentanții mass mediei din diaspora, au fost și ei prezenți și apoi cu toții am fost prezenți la, pentru a simți marea sărbătoare a centenarului la Alba Iulia. Vreau să vă spun că sunt români care scriu istorie și care parcă nu ai curajul să te apropii, indiferent de momentul în care au ales să plece din țară. Fie că vorbim de foarte mulți ani sau de mai puțini ani, vorbesc limba română impecabil și atunci când vorbesc de România, au lacrimi în ochi și spun cu atâta mândrie că sunt români și sunt cei care reprezintă tot ceea ce înseamnă bogăția, frumusețea noastră, a țării noastre, a României. Sunt români care sunt medici, sunt academicieni, sunt profesori, ingineri, chiar și muncitori. Sunt oameni de afaceri, sunt oameni extraordinari și încercăm să-i încurajăm, în special pe cei care nu-și doresc să se mai întoarcă acasă, să-i facem cunoscuți în țară și să încercăm să-i încurajăm prin experiența pe care ei și-au acumulat-o să contribuie la dezvoltarea economică a țării noastre. Astfel că anul trecut, în 2018, am realizat, prin sprijinul Academiei Române, cu care avem un acord de colaborare, primul volum al Enciclopediei Românilor de Pretutindeni, unde am prins și aceste exemple de succes, iar acum, cu ocazia forumului, vom lansa al doilea volum al Enciclopediei Românilor de Pretutindeni. Al doilea volum este axat mai mult pe țările din Uniunea Europeană, dat fiind faptul că am avut și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Vom avea prezență român de succes de asemenea, tot prin sprijinul Academiei Române și începând de mâine o să aveți și noastră posibilitatea să-i cunoașteți pe românii noștri din Uniunea Europeană, care sunt foarte mulți, începând de la cei care muncesc în instituțiile Uniunii Europene și care, într-adevăr, fac cinste țării noastre. Doamna ministru, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Și eu vă mulțumesc și vă doresc succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumim, Mati.